Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Amin. Fiți binecuvântați întreaga adunare a Domnului și să rămâneți, cum este făgăduință pentru Îngerul Bisericii din Filadelfia, să rămâneți în templu pentru vecii vecilor. Amin. Dragii mei, vă amintesc pentru început un text din Galateni, capitolul 5, unde scrie de la versetul 17 despre un conflict. Și știți cum este într-un conflict. Câștigă ori o parte, ori cealaltă. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnicile unei altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și în versetele următoare, de la 19 la 21, Apostolul prezintă ce se întâmplă când biruie firea pământească. Și zice, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt, enumeră parte din ele, nu pe toate, pentru că spune în final versetul 21, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și același Pavel spune la Roman, la capitolul 8, în aceeași idee, a rodirii, a manifestării firii pământești în noi, Roman, capitolul 8, versetul 6, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. De partea cealaltă, revin la Efeseni 5, dacă va birui Duhul în noi, spune versetul 22, va fi dragoste, bucurie și toate celelalte. Și scrie aici în continuare, apoi, în versetul 24 și 25, în aceeași idee, că cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, adică nu doar că reușim așa să împingem frontul și să fie mai multe fapte bune decât fapte rele și mai mult să biruie Duhul decât firea. Cei ce sunt al lui Iisus cu firea au terminat-o categoric, au răstignit-o. Și un om răstignit mai poate face ceva rele? Nu mai poate. În versetul următor, dacă trăim prin Duhul, adică dacă avem posibilitatea să se manifeste Duhul Dumnezeu în noi, să și umblăm prin Duhul, ar fi o eroare de proporții, cu șansa Duhului, să rodim roada Duhului, încă să se manifeste în noi roada firii pământești. Acum vă întreb pe dumneavoastră, ați mai văzut așa printre pocăiți? Și cel mai ușor ar fi de văzut fiecare în viața lui, să mai manifeste uneori firea pământească sau Duhul tot biruitor. Hai să vorbesc numai de ce e botezați cu Duhul Sfânt. Adică fiecare să se gândească la sine. E biruință de plină a Duhului, e firea răstignită totalmente. Sau e tot conflictul acesta și uneori stăm în cumpănă. Depinde de la caz la caz cine câștigă, firea sau Duhul. În Efeseni, la capitolul 4, dacă vreți să mă urmăriți, oricum e prezentat la modul trecut și prezent cele două stări, zice de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc când o să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și scrie aici că și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dat la desfrânare, lăcomie și alte lucruri. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Să ne dezbrăcăm de acele stări, și 24 să ne îmbrăcăm în omul cel nou, și prezintă în continuare, în antiteză, stările vinovate și stările bune. Și de la versetul 25, ați mințit? Gata cu minciuna. Fiecare se spune aproape și adevărul. 28. Ai furat? Cine fura să nu mai fure.
Și vreau să observați, când biruie Duhul, nu doar că nu se produce răul, se realizează binele. Nu doar că nu mai furi. Și aștepți pomană. Lucrezi la ceva bun și ai să dai. Este exact inversul. 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și ca să nu ne iasă niciun cuvânt stricat, hai, nu mai vorbim. Nu mai este atunci, nu? Da, dar nu-i destul. Numai să nu faci răul. Ci să-ți iasă din gură unul bun, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Și așa e cu toate cele rele. Dar până la ultima fărâmă de fire pământească. Și 31. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate și stările lăuntrice să piară. Hai să le înmormântăm, amin? Din potrivă! Asta e învățătura Apostolului Pavel. De altfel, la întregii Scripturi, cum ce în Isaia 1. Încetați să mai faceți rău, învățați-vă să faceți binele. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă. Și apoi continuăm în capitolul 5, așa ca să fiu sigur că m-ați înțeles. Capitolul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase. Cineva a vorbit vulgar, ușurat, vorbe nechipzuite, glume proaste, care sunt cuvincioase. Dar iarăși, nu tăcem de acum. Ci cuvinte de mulțumire. Versetul 19, psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, versetul 20, mulțumim lui Dumnezeu. Ați vrea să încheiem cu cele rele și să facem numai lucruri bune? Aici, în cele scrise în Efeseni și în Galateni, este un secret, să-l numesc așa. De ce zice acim 4:30 să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Eu cred că Duhul Sfânt scrie aici că se întristează, nu doar că noi facem lucruri rele, atenție, ci că nu-L ascultăm atunci când ne îndeamnă, cum spune Romani 8, de îndemnă Duhului Sfânt, când ne dă putere. Adică Duhul Sfânt e ca și o învățătoare lângă un copil care nu știe să învețe, nu știe să scrie. Ea nu stă liniștită la catedră și când vede că nu știe, e supărată. Nu, 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 ea e supărată că vrea să-L învețe și nu vrea să se lase învățat. Duhul Sfânt se întristează pentru că nu-L ascultăm și nu beneficiem de aportul Lui într-o viață de biruință. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duh. Adică imaginați-vă dumneavoastră la volan, Duhul Sfânt în dreapta ca cel mai desăvârșit instructor și repet, nu-i supărat că nu mergi pe unde trebuie. E supărat că îți spune pe unde mergi și nu te duci. Și asta e mai grav. O să-L ascultăm? Dacă ne-am hotărât să-L ascultăm cu toții, nici mai ușor, nu? A chemat odată un director de școală pe un păstor. Chestii din astea au fost în mai multe localități din țară. Și s-apropiau sărbătorile și zice, păstor, băi, cum să mă duc? Eu știu că îmi spune iară cu serbări, cu câte toate, cum am ei diferite activități extracurriculare în învățământ. Dar spre surprinderea lui, zice directorul, domnule, mie mi-e mai ușor cu voi decât cu ceilalți. Dar am o mare problemă cu voi. Mă hotărâți-vă și fiți toți pe una. Unul vrea serbare, altul nu vrea, a voștri. Unii acceptă, alții, asta, alții nu acceptă. Mă, măcar înțelegeți ca să știu și eu. Așa vor pocăiți. Ați observat uneori diferențe așa între noi în înțelegerea lucrurilor? Sunt unii care, măi, să vizualizezi un meci de fotbal, nu cred că e bine. Alții vor spune, asta nu e nicio problemă. Și lucrurile pot să se extindă. În a face niște glume, în a merge la mare, că vine vara.
S-a întâmplat, era pe vremea comunistă, era președinte la cult fratele Pavel Bochean, că a fost din 65 până în 89 președinte. Și era un proroc în Ardeal. O trecut cumva pe acolo și a zis, uite, să mergem la mare, nu, atunci nu era de străbălare cât acum. Era așa, mai simplu. Și fratele, ca omul care nu a văzut marea niciodată, spune, vină, am ocazul, nu știu, la mare, era pe cheltuiala altuiva. Dar pe când s-a rugat, Domnul i-a zis, să nu te duci unde ai fost chemat și să le spui că mașina o care vor merge va trece peste ea un tractor roșu. Când o veni vremea să vină să lea, prorocul a spus, băi, nu vin. Mi-a spus Domnul să nu mă duc și mi-a spus ce se întâmplă. Ah. S-au dus. În prima zi n-au apucat bine să facă cunoștință cu plaja, mâncau acolo unde era cantină, restaurant ce era, și nu mai intră cineva și spune, a cui e mașina cu numărul cu tare, culoarea cu tare. Du-te afară că a trecut un tractor roșu peste ea. Ăsta a ieșit de la spălătorie și frânile i s-au blocat ceva și au dus direct în parcare peste mașina, fraților. Da, da, alții pot să spună, eu am mers și nu mi s-a întâmplat nimic. Eu vă spun că mulți au mințit Canania și Safira și încă nu li s-a întâmplat nimic. Dar eu le spun la cei ce mint așa, băgați de seamă că o să vă întâlniți cu Anania și Safira. Și o să vă întâlniți unde nu vă place. Dragii mei, revin la ideea asta, că e singura care vă spun în seara asta. Cine biruie în ființa dumneavoastră? Duhul Sfânt, care apoi se odihnește peste noi? Vă amintiți unde scrie că atunci când suntem batjocoriți și tăcem, ce face Duhul Sfânt? Păi se odihnește, asta-i pocăit, ca un miel care îl duci la măcelărie, ca o mută în fața celor ce o tund, cum scrie pe Domnul Iisus 53. Dar dacă nu facem așa și firea pământească și arată colții, se manifestă, Duhul Sfânt este întristat. Și spune Scriptura aici, să nu întristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu cu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. O, fie cercetarea Domnului peste noi. Pentru că, dragii mei, vă rog, rețineți asta. Duhul Sfânt se întristează, se poate retrage și în același timp, adică atunci când Duhul nu este peste noi, nu-i doar firea, firea pământească este activată de duhurile demonice. Vă citesc Efeseni 2, să rămânem în context. De la versetul 1, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului, care lucrează în fiii ascultării. Cei ce n-ascultă Duhul Sfânt, cum spune și în Isaia 63, au fost neascultători, Domnul s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Cine n-ascultă de Duhul Sfânt, ascultă de duhuri înșelătoare, fie că e vorba pe linie de învățătură sau de trăire. Da? Așa a fost de la început din grădina Edenului. Spuneți-mi, vă rog, când Adam și Eva n-au mai ascultat de Dumnezeu, au făcut de capul lor sau diavolul le-a condus mintea? Diavolul, v-ați văzut? Numai că diavolul dă impresia oamenilor și cu noi, e cea mai mare păcăleală. Că te lasă să faci ce vrei și că tu vrei așa și tu faci, că așa îți place. No! El te teleghidează, dar telecomandă și tu nu vezi că e călare pe tine. Dar te duce unde vrea. Citeam astăzi într-o carte, volumul 2 a sorii Vetuța Hanici, care a trecut de curând la Domnul, că tatăl ei stăruia după Duhul Sfânt și era acolo fratele Gheorghe Lazar, Dumitru Lazar de la Borhanci, cu sora Rozalia. Și a fost un mesaj profetic, adu înaintea mea o zi fără cusur, cu 7 altare și în ziua aceea te voi boteza cu Duhul Sfânt.
gata, a doua zi. S-au rugat dimineață, dar pe la 11 așa a avut un îndemn, așa, să meargă să vadă undeva la un ogor dacă e bun pământul de arat sau încă nu, că ploase. Dar când s-a dus acolo, că diavolul așa te păcălește fir cu fir, pas cu pas, măi, ia să-mi juc vaga, vaca, să văd dacă pot să arez. Măi, ziceai că e sălbatic, că sărea în două picioare, dădea cu coarnele. Și-o răbdat omul cât o răbdat, dar apoi s-o supărat. Și-o scos o vorbă nepotrivită. Când o scos vorba nepotrivită, zici că vaca s-o dresa pe loc. Fost cu mine, dar el o lăsa vaca în omul tare, s-o pus pe genunchi, o zi n-am putut aduce. Când s-o întors înapoi, a zis Duhul Sfânt, pentru că o zi nu m-ai ascultat, 7 vremi vei stărui până îți voi lăsa să vină peste tine ploaia Duhului Sfânt. Și 7 ani a stăruit după aceea. Adică a intrat diavolul și în animalul acela ca să-l ispitească. Să vă dau un alt exemplu. Știți cazul Saul și David? Spune Scriptura despre Saul, vă citesc în 1 Samuel la capitolul 10, de la versetul 6. Duhul Domnului va veni peste tine, îi spune Samuel lui Saul. Și în ziua aia s-a și manifestat, Duhul Domnului a venit peste el și a prorocit. Dar pentru că n-a rămas sub șoapta Duhului Sfânt să asculte de Samuel care vorbea din partea Domnului și a repetat niște greșeli, spune în 16 cu 14, Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Și de aici încolo ce a făcut? Numai rău. L-a urmărit pe jinele, s-a omorit prin doieghe domit o cetate preoțească, dat cu sulița după Ionatan. Așa mi-a fost dat să vă prezint imaginea asta. Poate, poate o să fim mai cuminți și mai pocăiți. Când ascultăm de Duhul lui Dumnezeu, e un duc străin care ne comandă și își bate joc de noi și nu conștientizăm. Când strigi, atât, să strigi. Când te mânii, ce se mai spun de minciună, de înșelătorie, de altă lăcomie? Duhul Dumnezeu îi pui palma în gură, îți astupi urechile, cum zicea Domnul prin profeți, și n-asculți și iei aminte la șoapta celui rău. Doamne, iartă-ne de greșelile până în această seară. Că s-a întâmplat uneori să ascultăm șoaptele celor rău și să se manifeste prin noi faptele firii pământești dictate de cel rău. Și Duhul lui Dumnezeu, care voia să se manifeste prin noi, n-a putut să o facă. Și ca să aveți biruință, vă dau un sfat în încheierea cuvântului ce l-am pentru dumneavoastră. Dar hai să gândim împreună sfatul acesta. Ce ar trebui să facem noi ca să simțim mai puternic Duhul lui Dumnezeu noi? Spuneți-mi, vă rog, ce ar trebui? Noi care ați fost la stăruință, dar care ați stăruit așa cum trebuie. Și când ați vrut să primiți Duhul Sfânt, spuneți-mi, vă rog, ați fost cât de cât atenți? V-ați mărturisit? V-ați silit când v-ați rugat? Ca să prindeți prezența divină. Dacă vreți să o păstrăm, haideți să rămânem așa aproape de Domnul. Dar dacă nu-i mai silință, rugăciune nu-i, apucăm cu iureșul vieții, cu frământări, cu îngrijorări, cu știri, cu alte informații, ne depărtăm și nu mai înțelegem șoapta Duhului. Veneam de la Oradea spre Arad, ascultam vocea Evangheliei 92,1, pare mi se. Am sunat cineva, am vorbit mai lung la telefon și pe când am închis telefonul, la radio mergea o muzică lumească. Doamne, bine că nu sunt cu nimeni în mașină, ce o să spună, că eu ascult muzică din lume. Mă, dar cum s-a mutat? Păi tot 92,1, dar ce s-a întâmplat? Mai am ieșit eu din raza unde se mai prindea postul de radio. Și așa suntem noi. Stai aproape de Duhul Sfânt,
te înștiințează, zice psalmistul, și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Stai aproape de Domnul și te rog, să vezi cum își optește, taci, fă asta. Îi trimis să ne călăuzească în tot adevărul. Dar dacă noi ne îndepărtăm, dimineața pleci grăbit fără rugăciune, peste zi apuci cu vorba și cu treabă, seara ești obosit, studiezi telefonul în loc să te cercetezi de peste zi, așa se adună o zi cu alta și mergem tot îndepărtându-ne, tot pierzând șoapta Duhului Sfânt, cu vremea nu te mai mustră nici conștiința. Undeva în America era o familie și un proroc din țară, de două ori, adică un mesaj care s-a repetat, a zis, sună pe familia aceea și spune la acelei surori să-și păstreze sensibilitatea în cuje și în credințările bune care le-au primit. Că dacă nu, pentru a nu-și pierde mântuirea, Domnul îi va curma firul vieții. Și prorocul a sunat. Și spune, frate, bănuiesc la ce se referă, dar nu cred. Și suntem pregătiți să mergem undeva așa la un picnic, pentru vreo două zile, să ieșim în natură. Și tot fustă și batică am purtat de când mă știu. Acum chiar mi-am cumpărat un training și vreau să fiu și eu așa puțin mai lejeră, mai sportivă. Mai ne jucăm și noi cu o minge, ceva, deși nu erau copii, oameni, știu, la 40 de ani. Și fratele îi spune, bagă de seamă că mi s-a repetat mesajul. Domnul nu vrea să pierzi ce ai adunat până acum și o să pună punct firului vieții tale. Măi, asta nu cred. S-au dus, dar nu mai țin minte, ori l-a dus, ori l-a întors în accident de mașină, a murit. Știți ce a zis Balam? O, de-aș fi murit de moartea și ori neprihănit și sfârșitul meu să fie ca al lor. El care l-a auzat pe Dumnezeu cum vorbește, dar așa suntem și noi care suntem botezați cu Duhul Sfânt. Da, alții au tot șoptit, banul l-au atras și nu s-a mai întors acasă. Ce trist! El a profețit despre Mesia. A profețit atât de frumos despre Israel, vorbea Dumnezeu, vedea vedenile lui. Iată de ce spune Apostolul Pavel, eu mă lupt ca nu cumva, după ce am promis pe altă oră, însuși să fiu lepădat. Dumnezeu să vă ajute să rămâneți aproape de El. Duhul Sfânt să vă umplă, să vă cerceteze, să vă călăuzească în tot adevărul. Să se nască prin noi ca roadă binecuvântată faptele binecuvântate a oamenilor neprihăniți. Și duhurile înșelătoare care lucrează sub diferite forme să nu poată realiza prin noi nici cea mai mică roadă a firii pământești, nici măcar o clevetire sau o judecată ascunsă. Eu asta mi-am propus ca să vă dau un exemplu. Să zic la vorbe, mă controlez, dar depun efort să nu mă pripesc să-mi dau cu părerea în mintea mea și să nu emit judecăți aici, că fiecare avem câte un tribunal în cap, dar uneori nu dăm publicați, nu dăm publicării ce am stabilit noi, dar uite așa judecăm pe unul, judecăm pe alta și ne dăm cu părerea. Și Duhul Sfânt și acolo judecă simțirile și gândirile inimii. Dumnezeu să ne dea biruință și în fapte vizibile și în stări lăuntrice, ca Duhul lui Dumnezeu să realizeze o plinătate în noi. O viață sfântă și pe fondul acestei vieți curate să realizeze în noi și o slujbă binecuvântată. Hai, mai iertați-mă că dau o casă, tot azi am citit acolo în cartea aia. Era o prorocită tânără, puteți să citiți, merită citită cartea. Când vorbea Domnul prin ea, o purta așa pe genunchi, fără să se miște ea la care prorocea. Și când era înghesuială, o purta peste, așa într-un colț a camerei și de acolo arăta cu mâna. Ea era copilă, sora vreau să spune, deschideam ochii și se mira, cum? Și cu teleportarea asta. Credincioasă, postea. Și odată venise fratele ei Ghirișan de la Cluj, un om cu darul deosebirii Duhurilor, a rostit o prorocie tânără asta pentru cineva și la urmă fratele îi spune, stai, până la cuvântul cu tare ai fost sub călăuzirea Sfântului Duh. Ce s-a întâmplat cu tine? Ce ai greșit în ultimele zile că s-a strecurat o greșeală în prorocie? Și fata tremurând a zis, m-am mâniat cu câteva zile în urmă. Auzi,
pentru supărare. Nu scandal care durează. S-a afectat lucrarea și n-a mai fost prorocia curată. Și de acolo au mers de la Gârbova la Șugag, 15 km peste deal, acolo veniseră trei proroci din Maramureș, la fratele Cernat. O să vedem ce zice Domnul, dacă mai poți sluji, dacă îți mai lasă darul sau ți-l ia pentru totdeauna, auzi, pentru că o slujit cu mânie. Și Duhul Sfânt a descoperit că ea se ruga, Doamne, să nu zică tânără, că singură tânără ai, să știe că vorbesc de mine. Să spun, ascultă suflete care te-ai mâniat. Și s-a știrbit lucrarea. Două vrem și jumătate să stai cu gura închisă. Măi, pentru mânie să nu procești 2 ani jumătate. În urmă, izvorul va curge curat prin ființa ta. Dragii mei, ascultați-mă ce vă spun. Am ajuns la o pocăință foarte ușoară, în care greșim, îndrăznesc să spun, ori păcătuim, nici măcar nu băgăm de seamă. Dumnezeu, Duhul Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Haideți să ne apropiem de Domnul, ca Domnul să lucreze în noi tot ce este plăcut. Și satana, cum a zis Domnul Iisus despre sine, să nu găsească nimic în noi. Amin. Amin. Domnul să vă vindecă.